În data de 3 februarie 1922, cu 100 de ani în urmă, s-a născut poetul și compozitorul român Nicolae Moldoveanu, un foarte mare om de cultură. A compus peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești, incluse în cărți ale bisericilor evanghelice din România, precum și ale mișcării Oastea Domnului, scrie site-ul bibliotecacreștină.ro. Dar mai mult decât atât, îmi amintesc sau vreau să citesc câteva lucruri scrise de Nicolae Moldoveanu într-o zi geroasă de 1960, sfârșitul lui ianuarie 1960, când din celula întunecoasă cu numărul 13 priveam printre scândurile din geam cerul senin, am scris cântarea Cer senin, Cer senin. Deci a fost peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești pe care Dumnezeu i-a dat lui Nicolae Moldoveanu și pentru care nu a lăsat drept de copyright sau nu a lăsat testament, ci sunt un bun public. Stăm de vorbă cu doamna profesor Doina Speranța Cătană, o bună cunoscătoare a lui Nicolae Moldoveanu și a scris deja o carte pe tema Nicolae Moldoveanu și a doua carte este în curs de, este în lucru chiar acum și nădăjduim să apară curând. Mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiune. Și eu mulțumesc că ne-ați invitat. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce înseamnă Nicolae Moldoveanu? Deci astăzi este o zi de sărbătoare pentru cultura română, nu doar evanghelică, ci în general. Ce înseamnă Nicolae Moldoveanu? Mă bucur că ați pronunțat în acest mod perspectiva zilei de astăzi. Astăzi este 3 februarie 2022. În 3 februarie 1922 s-a născut acest mare om al lui Dumnezeu, un om al credinței, care marchează, așa cum ați spus, cultura românească, cultura neamului nostru. Nu numai cântarea, el nu a fost doar un cântăreț care a dorit să scrie pentru că avea o inspirație, auzea poate o melodie și se părea interesant să fie pusă pe note. El a scris ca un slujitor al lui Dumnezeu și practic s-a acordat la diapazonul ceresc pentru a face aceste creații. Este foarte, foarte important. Frumos, foarte frumos ați descris aici, s-a acordat la diapazonul ceresc. Exact, asta este chiar dorința lui și el spune asta în prefața unei cărți, că acest lucru dorește să-l facă. N-a fost doar un compozitor. Peste ani, noi l-am perceput, generația noastră l-a perceput ca fiind cântărețul Nicolae Moldoveanu. Dar el nu a fost numai atât. Ca să compună o cântare, el studia foarte mult cuvântul. Știți cum studia? Biblioteca lui, la care am fost nu cu mult timp în urmă și am vizitat-o din nou. Biblioteca lui este toată cu cărți care sunt subliniate și are fișe de lectură la fiecare. În acest mod a studiat cuvântul scris, Biblia, și a studiat și alte scrieri despre toate aceste tematici. Apoi, deci a fost un compozitor, un autor, un poet, da? Un mare cultură și poet, pentru că foarte mulți au crezut că toate cântările lui sunt scrise pe versurile altor poeți, a lui Dorz în speță, a lui Costache Ioanid, Ioan Marini și alții. Da, a scris pe versurile acestor poeți și a colaborat foarte frumos cu ei. Dar vreau să vă spun că acum când am studiat, mi-am dat seama că mai mult de jumătate din cântările create de Nicolae Moldoveanu sunt pe versuri proprii, ceea ce devoalează chiar și poetul Nicolae Moldoveanu. Deci iată că avem de a face cu un om al cuvântului. De aceea ziua aceasta este importantă pentru cultura neamului nostru. În anul 2007, el a trecut la Domnul. V-aș ruga să spuneți câteva lucruri despre cartea biografică pe care o pregătiți acum și despre volumul care deja a apărut cu peste 15-16 ani în urmă. Da, acel volum a apărut destul de repede, pentru că trebuia să-l pregătim la un simpozion de cultură evanghelică. Mi-am dorit atunci să demonstrez că oamenii credincioși au cultură. Și mi-a trecut prin cap, după ce l-am vizitat, să facem o prezentare a culturii pe care o ilustrează, iată, creația unui om de mare cultură, cum este Nicolae Moldoveanu, care la vârsta aceea încă trăia, nu a putut să se deplaseze, dar au fost foarte multe formații creștine de muzică, fie corală, fie corală instrumentală, care au interpretat cântări semnate doar de Nicolae Moldoveanu. Atunci a fost o cărțulie, o carte de 112 pagini,
pagini, în care totuși am prezentat pe scurt și chiar scrie scurtă prezentare a vieții și activității compozitorului. Acum mergem spre 400 de pagini. Este o carte foarte voluminoasă și bogată în conținut. Deci chiar de atunci i-am promis fratelui Nicolae Moldoveanu că vom reveni cu a doua ediție. Iată, s-a întâmplat să fie chiar în anul acesta. Și mi-aș fi dorit să marcăm centenarul cu lansarea cărții acesteia. Vedeți, suntem înconjurați de probleme cu restricții din cauza pandemiei pe care o avem, așa că noi sperăm ca Dumnezeu să ne aducă și acest timp. Poate peste vreo lună să reușim să organizăm și acest mare eveniment. Dar Nicolae Moldoveanu este un om de mare cultură, nu numai un compozitor care și-a semnat creațiile spre slava lui Dumnezeu. Cel mai important este să se știe, să se rețină. El nu a scris pentru propriul său nume, se și ferea să spună că este autor. El spunea, autorul este Dumnezeu, eu sunt doar conducta prin care curg aceste creații spre slava lui. Și nu e un secret pentru nimeni. Toată lumea știe că toate cântările care au fost înregistrate de către dumnealui începeau spre slava Domnului cântăm cântarea. Nu și-a atribuit nimic, nu a dorit el să fie un centenar, n-a dorit să fie sărbătorit, el n-a dorit să fie băgat în seamă ca și compozitor, ca și autor. Dar una din cărțile în proză pe care le-a scris se numește Comori dezgropate. Eu m-am gândit că noi astăzi chiar asta facem, dezgropăm o comoară, o arătăm lumii creștine care se poate mândri și se poate baza pe studiile pe care le-a făcut omul acesta, nu din alt motiv, ci doar ca să se apropie de Dumnezeu și să arate și celor din jur că acest lucru este vital, apropierea de Dumnezeu. L-ați cunoscut personal, el a locuit la Sibiu. L-ați descris puțin așa, dar cum îl puteți descrie pe scurt pe omul Nicolae Moldoveanu? Omul Nicolae Moldoveanu, acum, privind în ansamblu toată activitatea lui, ar putea să fie imaginea omului suferinței pentru Hristos. Odată să nu se uite faptul că el a fost închis pentru crima de a unelti. De uneltire. Eu am văzut acel act de condamnare la închisoare și nu venea să cred ce citesc. Crimă de uneltire împotriva guvernului. Dar am zis, dar prin ce unelteați? Cu ce? A zis, prin faptul că nu am acceptat să compun cântări pentru guvern, cântări, cântece patriotice. I s-a propus chiar emisiune la televiziune, pe această temă. Este vorba despre vremea comunismului. 100%, sigur că da. Și a făcut închisoare pentru că n-a acceptat acest gen de colaborare. Deși el le spunea, dar tot un act de cultură este și muzica religioasă. Uite, Johann Sebastian Bach a scris doar muzică religioasă. Este și acest un motiv pentru care dacă data trecută, în cartea trecută am scris că este un David al spiritualității românești, Nicolae Moldoveanu, vreau să spun că nu pot să-l desprind de imaginea lui Bach, care nici el nu și-a semnat lucrările, ci a scris doar S.D.G., Solideo Gloria, lucru pentru care s-au și pierdut lucrările și au fost mai târziu recuperate, nici nu mai contează asta acum, dar este un Bach al muzicii românești și pentru tematica jertfei Mântuitorului și a sacrificiului suprem făcut pentru mântuirea neamului. Omul suferinței a suferit și în închisoare, a suferit și fizic, el a avut un accident într-o tabără militară, pentru că pregătirea lui era una militară, a avut un accident în care și-a fracturat mâna, un an de zile de spitalizări, 4 operații nu s-au rezolvat. Așa bolnav cum a fost, el totuși a slujit Domnului. Și vreau să vă spun ceva, a zis că am fost la el acasă. La el acasă trona o imagine foarte frumoasă, un verset biblic. Harul meu îți este de ajuns. Pentru că el s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, dar cum pot eu să lucrez cu mâna asta? Și Domnul i-a zis, exact ca lui Pavel, care se rugase și el de 3 ori să-i dea Domnul țepușul, să-i înlăture țepușul acela. Și Domnul i-a răspuns lui Pavel, harul meu ți este de ajuns. Acesta a fost și răspunsul pe care l-a primit Moldoveanu, pentru că el a zis, și Domnul îi spusese, uite, nu poți lucra pentru oameni, dar pentru mine poți lucra și așa. Și așa a lucrat până la sfârșitul vieții. Este un om al suferinței pentru că și-a asumat acest rol. Nu a vrut să fie
al nimănui, nu a vrut să fie inclus într-o denominațiune creștină. Cred că știți, asta am mai discutat despre acest aspect. Atunci când a fost afectat și de degradarea civică, cea care nu-i mai dădea dreptul acum să participe la vot. Și s-a făcut și un recensământ, dar au venit totuși să-l întrebe, dar tu de ce religie ești? Și el a zis creștin. Bine, bine, creștin, dar de care? Și l-a zis, dar ce sunt mai multe ramuri de creștini? Nu, frate, zice, eu sunt creștin. Păi zice, cum nu? Ortodox, baptist, penticostal, creștin pe Evanghelie. Și el a zis, vai, dar cum ar putea să spun că nu sunt ortodox? Adică un drept creștin. Pe de altă parte, toți cei care am fost botezați, cum putem să spunem că nu suntem baptiști? Pentru că toți au trecut prin acest act. Dar cum nu creștin după Evanghelie? Dar după ce altceva dacă nu după Evanghelie? Dar cum aș putea să nu spun că sunt penticostal? Pentru că umblu sub călăuzirea Duhului. Și în felul acesta el n-a vrut să accepte nicio denominație. Zice, bine, dar noi n-avem rubrică pentru cuvântul creștin. Și el a zis, dați-mi mie că vă desenez eu o rubrică. Dați-mi mie pixul că vă fac eu o rubrică. Zic eu, fost foarte simpatică treaba. Am reținut și asta îl practic definește pe omul suferinței care se dedică total lui Hristos. Da, probabil unii dintre cei care urmăresc emisiunea știu atunci când aminteați despre faptul că n-am mai avut drept de vot, a fost închis, cum ați spus, pentru că a refuzat să scrie ode. Crimă de uneltire, care a refuzat să scrie ode închinate partidului și comunismului. Absolut, sigur. Da. Și când a ieșit, s-a trezit că nu mai avea drepturi civile. S-a dus la vot, era zi de vot, mă rog, cum erau voturile pe vremea comuniștilor. Da, nu că acum ar fi mult diferite, dar mă rog. Și nu l-a mai lăsat să voteze. Și atunci omul lui Dumnezeu, Nicolae Moldoveanu, a scris cântarea Iisuse dintre te aleg, toți, te aleg mereu. Te aleg mereu, te aleg mereu. Superbe versuri, superb mesaj. Oare noi suntem în stare să facem așa ceva? Uitați, apropo de faptul că într-adevăr l-am vizitat de multe ori acasă, dar nu numai eu, foarte multă frățietate l-a vizitat și toți. Toți știau că între ora 8 și 10 dimineața nu putem să îl deranjăm, pentru că el are timpul lui de părtășie cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că am impresia că aceasta este baza construcției sale. Adică intra în biroul lui de lucru, acolo după ce băuse un ceai, că avea probleme cu plămânii și soția sa, Lena, îi făcea un ceai special, făcea o scurtă rugăciune cu ea, apoi intra în camera de lucru și acolo în camera de lucru se ruga, citea, medita, apoi își scria meditațiile, apoi scria o cântare. Asta se întâmpla în fiecare zi, de la 8 la 10. Apoi când intram noi în casă după ora 10, că știam deja regula asta, ne spunea, zice, sora Doina, hai să-ți arăt ce cântare mi-a dat Domnul astăzi. Atâta era de bucuros, de parcă era un copil mic și se bucura de o nouă apariție, nu-i zi, o nouă creație. Nu puteți să nu te bucuri. Eu vedeam adesea ciornele măzgălite după care le treceam curat și Doamne ce frumos scria, pentru că n-a știut că vor fi tipărite cântările. Și din cauza asta și-a luat caiete de câte 400 de pagini pe care le-a desenat frumos cu peniță portativele și apoi scria notele și apoi cuvintele. Textul. Atunci când poeziile erau perversurile altor poeți, scria la început T, D sau C, I, Costache Ioani sau Traian Dors. Dar când scria el, nu mai scria nimic. El însuși nu se semna. El zicea doar spre slava Domnului. Modestia aceasta este extraordinară, dar totuși trebuie subliniat faptul că acest om era om de mare cultură și de mare dăruire pentru Hristos. Se întâmplă exact exact cum scrie Biblia. Alții să te laude, nu limba ta. Da. Deci noi acum îl lăudăm. Spre slava Domnului. Spre slava Domnului. Învățăm lucrul acesta. Și am vrut să mai spun încă un lucru cu privire tot la programul zilnic. Una din rugăciunile sale era, facă-mi se, Doamne, după voia ta. Uite, eu fac planuri, dar dacă planul meu nu este potrivit cu voia ta, strică-mi planul. Are și o cântare. Facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt sau după sfântă voia ta și printr-o lovitură sparge și sparge-mi printr-o lovitură grea, nu mai știu acum versurile, dar așa este. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Credeți-mă, eu n-am cântat cântarea asta, mie mi-a fost frică să o cânt. Cum să mă rog eu, Doamne, sparge mie voia mea printr-o lovitură grea?
El atâta era de dedicat și așa accepta voia Domnului. Dacă Domnul a hotărât să-l treacă pe undeva, el știa că acest lucru nu se face fără vreun scop, ci că atunci când Domnul are planul lui, el știe că acesta va fi dus la îndeplinire spre slava Domnului. Și cântarea aceasta este una din cele mai reușite cântări. Aș mai fi vrut să spun ceva, dacă nu... Mă rog. Aș fi vrut să spun că așa de mult s-au răspândit cântările acestea, nu numai în România, e un lucru pe care nu l-am spus altă dată, ci în toată lumea. Știți că toate cântările lui au fost, nu toate, multe din cântările lui au fost traduse în diferite limbi. Au început încă din închisoare să se traducă în limba maghiară, când era el alături de Vișchi, un simpatic pastor reformat, care și el era închis tot pentru credință. Și i-a tradus, zice, dă-mi voie să traducă, zice, soția mea nu știe românește și zice, eu vreau să le spun și fraților noștri cântările astea. Și a început așa. Apoi, tot în preajma Sibiului, au început traduceri în limba germană. Frățietatea din bisericile germane de acolo au cerut permisiunea ca să fie traduse cântările în limba germană. Costache Ioanid i-a tradus ca, în limba franceză, o cântare superbă pe care eu am învățat-o cu copiii la școală, să n-a jertfa ta Iisuse, este superbă, superb, rendre gloire à ta souffrance. Apoi, nu ar trebui să ne surprindă că au fost traduse în limba engleză, chiar Teodor Caciora s-a ocupat de această carte, o carte de 30 de cântări traduse în limba engleză și aranjate pe 4 voci, tot aranjamentul îi aparține lui Caciora. Melodiile să sunt respectate, sunt aceleași melodii pe care le-a scris Nicolae Moldoveanu, care mă și întrebase de altfel și mi-a cerut și mie părerea în timpul vieții, că eu încă nu-l cunoscusem pe Caciora. Și zice, sora Doina, ce părere ai despre armonizările pe care le face Teodor Caciora? Și eu am zis, mi se par interesante, sunt abordate într-un stil complex, dar păstrează melodia și asta este extraordinar de important. Și el a zis, zice, și mie mi se par foarte complexe. Zice, sună a Wagner. Mi s-a părut amuzant treaba aceasta, asemănarea aceasta, dar vreau să vă spun că mi-a arătat și cultura pe care o avea omul acesta. Știa istoria muzicii, știa opere, știa, cunoștea și compozitori foarte mulți și făcea critică muzicală. Așa că după aceea l-am cunoscut și eu pe Poiu Caciora și am și lucrat din lucrările lui niște piese corale cu elevii, Numai Harul, un superb aranjament muzical. Spre finalul interviului nostru v-aș ruga din cele 8.000 de, peste 8.000 de compoziții, cum spuneam, în afară de poezii, în afară de comentarii pe versete din Biblie, deci o lucrare extraordinară, să prezentați puțin cântările de cor, solo, duete, programa de literatură creștină contemporană, de muzică bisericească, etc. Ce bine că, uite, aș fi neglijat acest aspect. În ultimii ani a trebuit să ne orientăm către un conținut al literaturii creștine, un conținut pentru liceele teologice, un conținut al muzicii bisericești și evident că aceasta a fost baza selecțiilor pe care le-am făcut noi. Nicolae Moldoveanu a fost de fapt deja selectat înainte și de Mircea Ciobanu într-o carte de antologie de poezii românești, Poeziile creștinilor români, în care a inclus 47 din poeziile lui Nicolae Moldoveanu. Apoi cântările, Doamne, sunt atât de frumoase cântările și armonizate de el și așa cum am zis, s-a mai bucurat de încât le-am inclus în cor înainte ca să știu, încă în vremea comunismului, când dirijam corul la Elim și am făcut o grămadă de la Biserica Pentecostală Elim la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara. Așa este. Am început, cred că, cu Dumnezeu este steagul meu, direct de la compozitor, luată cântarea și copiată. Apoi, Lăudați pe Domnul, o superbă, superbă cântare în care liniile vocilor se susțin reciproc și subliniază mesajul laudei la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Moldoveanu zicea, cântarea de laudă va continua și în cer.
cântări duhovnicești nu vom mai fi în cer, că nu o să avem nevoie de mângâiere, de încurajare, de ridicare sufletească. Aici însă avem nevoie de acestea, deci cântarea duhovnicească este bună pentru zidirea omului de pe pământ, dar în cer vom cânta doar cântări de laudă. Și superbă este această cântare, laudați pe Domnul. Slavă, slavă! Vreți să vă spun ceva? Vorbeam mai înainte despre traduceri. Eu am copiat un aranjament muzical după casetofon, o înregistrare pe care am primit-o din America. Nu știu cine a făcut acea compoziție. N-am putut nici să iau legătura, asta era înainte de revoluție, și am scris cântarea notă cu notă pentru orchestră și pentru cor. Slava are introducere printr-un flaut, veselă, cântarea e foarte frumoasă și tot... ansamblu coral este animat și susținut în același timp de orchestră. Superbă este cântarea aceasta, slavă, slavă, care păstrează linia armonie, păstrează linia melodică și linia armoniei și în final, știu eu, surprinde printr-un modernism final în care tot lumea nu mai cântă, ci strigă, slavă! Se termină foarte frumos, este această cântare. Sunt și alte cântări, numai harul, așa cum v-am spus, care a îmbrăcat haina armonizării lui Caciora și poate că este acum un moment în care se spune așa de important să se respecte melodiile. Am auzit de foarte multe ori melodiile lui transformate, suferinde. Nu mai semănau cu Nicolae Moldoveanu. Omul acesta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și s-a rugat pentru fiecare melodie. Haideți să respectăm așa cum a primit el, care zicea că este doar canalul prin care Dumnezeu trimite aceste mesaje. Odată, Ioanid și Moldoveanu au auzit o cântare compusă de el, de ei, de amândoi. Versurile erau al lui Ioanid și melodia lui Moldoveanu. Și au zis, Doamne, Doamne, ce cântare! Iar Ioanid a scris niște versuri. Cine ești? De unde vii, pasăre rănită? Din ce munți, din ce câmpii te întorci rănită? Dar ce superbă e melodia, care începe în minor, iar în partea a doua, unde parcă este o ușoară revoltă, zice, este majoră. Cine sunt? De unde vin? Mă întrebi, creștine? Eu sunt cântecul senin scris cândva de tine. Și în final zice, dar nu penele de argint, mi-au smuls frații, nu străinii. Deci trebuie să avem acum, la acest moment al centenarului Nicolae Moldoveanu, îmi dați voi să fac un apel la conștiința, știu eu, celor care sunt implicați în lucrarea Domnului, să nu modifice cântările, să nu le strice, să cânte așa cum au fost date cântările, ca să zidească. Scopul cântărilor lui Nicolae Moldoveanu este de a zidi spiritual, de a crea un model de ridicare spirituală spre Dumnezeu, de apropiere de Dumnezeu. Un minut mai avem din emisiune. Cu ce concluzie ați vrea să rămână cei care au urmărit emisiunea despre Nicolae Moldoveanu? Dacă Nicolae Moldoveanu își începea lucrările spre slava lui Dumnezeu, cântăm sau facem sau orice am face, cred că aceasta trebuie să fie concluzia. Să trăim în așa fel încât deviza noastră să fie spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Acesta este omul Nicolae Moldoveanu, definit astfel, spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi doamna profesor Doina Speranța Cătană. Am discutat despre Nicolae Moldoveanu, născut pe 3 februarie 1922. Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea lui în județul Galați și a decedat în anul 2007. A scris peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești. De asemenea, comentarii la Vechiul Testament, la Noul Testament. A fost un om de mare cultură în România. Din păcate, spun eu, din păcate, nu a fost ridicat la valoarea la care este, poate din cauza că era din mediul evanghelic sau pentru că opta spre mediul evanghelic, să spun, dar este un om de cultură creștină extraordinară și pentru ortodoxi, și pentru catolici, și pentru protestanți, și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, cred în Domnul Iisus Hristos. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te-a stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!